Întâlnire între oamenii de afaceri români de succes din țară și din diaspora la summitul Repatrio 2017. A doua ediție a evenimentului intitulat Sugestiv Investim în România a avut drept scop lansarea de noi parteneriate strategice și de afaceri. Printre domeniile abordate în această ediție au fost tehnologie avansată, turism și servicii, agrobusiness și imobiliare. În cadrul summitului s-a discutat despre fundamentele economice ale României, dar și despre oportunitățile de afaceri pe care le putem valorifica în țară. Am început această acțiune în urmă cu peste 2 ani și jumătate, plecând de la premiza că românii cu spirit antreprenorial creează foarte multă valoare și în afara țării și au plecat în căutare de oportunități în afara granițelor. Unii dintre ei au reușit și sunt foarte buni acolo în țările de adopție. Și noi, știind că sunt atât de multe oportunități în România, ne-am gândit în mod logic să-i chemăm alături de noi să fructificăm aceste oportunități. Am participat în conferința Repatriot anul trecut și a fost foarte interesant. Mi-a plăcut energia oamenilor, mi-au plăcut ideile și fiecare a venit cu niște idei care vroiau să le implementeze. Ideea mea a fost să aduc antreprenori din România în Silicon Valley ca să vadă energia care este acolo, să cunoască cultura, să facem un fel de immersion în acest domeniu of tech și innovation și inovație, startup-uri. Eu am fost unul din cei care a plecat din România în timpul regimului comunist. Am fost condamnat de Ceaușescu cu confiscat la ce am avut. Revenit ulterior în 90 pentru a investi, pentru a sprijini România în procesul democratizării ei. Trebuie făcut un cadru economic legal, ca lumea, în care să existe cât mai puțină birocrație, cât mai puțină intervenția statului în economie, minimizare dacă se poate, a taxelor și încurajarea meritocrației. Deci dacă România va încuraja meritocrația, are șanse, pentru că tot e făcut de om. Alături de oamenii de afaceri au fost prezenți la summit și reprezentanții administrației prezidențiale, ai Parlamentului, administrației centrale și locale, reprezentanți din domeniul financiar, bancar, academic și cultural. Proiectul Repatriot își propune să creeze punți de legătură și pe viitor, menite să stimuleze repatrierea cât mai multor români și să aducă diaspora alături de țară ca ancoră de stabilitate, securitate și totodată bază de accelerare a dezvoltării economice.